Deja vu? Nu? N-aveți un deja vu? Aveți un deja? Simțiți? E ceva în aer azi. Dragii mei, am mai fost aici. Am zis că mai venim o dată. Și am venit și a doua oară. Dar de ce am venit a doua oară, dragii mei? Am venit a doua oară că era obligatoriu. Știți cum? Trebuie întotdeauna să vezi și cealaltă parte, cealaltă fațetă a monedei. Iar astăzi vă arătăm cealaltă fațetă a monedei. Suntem la... Da, Daniel! Rătești. Aici e primarul, să vedem ce are de spus. Urmăriți materialul, s-ar putea să vă schimbați puțin părerea. Obligatoriu, urmăriți. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Hristos a înviat. Dragii mei, n-am crezut că drumurile mă vor aduce din nou în această localitate unde filmăm astăzi. Dar iată că s-a întâmplat așa. Și sunt în birou unui primar de, nu de modă veche, un om cu totul altfel. Un om cu totul altfel și o să vedeți de ce cu totul altfel. Am să-i spun Hristos a înviat și bună ziua, domnul Ion Vasiu, primarul comunei Preotești. Adevărat că a înviat. Bine ați revenit în comuna Preotești. A zis bine că am revenit în comuna Preotești. Da. Sunteți altfel ca primar? Am văzut și telefonul dumneavoastră e cu taste, nu e cu smartphone ca al meu, e altceva la dumneavoastră, e și felul dumneavoastră de a fi altfel. De ce? Cum reușiți? Am două telefoane. Unul mai modern? Un telefonul care sunt logat pentru WhatsApp, pentru Messenger, pentru așa, dar telefonul care l-ați văzut dumneavoastră ăla este uzual. Pot să-l scăp sau să-l trântez de 10 ori pe zi. Dar îi pun înapoi încărcătură și funcționează. Îl mai trântiți? Este rigid. Vă mai vine așa câteodată să-l mai izbiți cu el sau mai... Deseori. Cine vă deseori, supără? Dar cine vă supără în urma perioada mai bine, acasă? Mai bine să mă supăr pe telefon decât... Pe oameni. Da. Și mă exteriorizez așa într-un an, mod mai aparte. Domnul primar, lumea vă știe. Nu neapărat de multă vreme, dar nu sunteți în administrație de ieri. Sunteți de mai multișor. Acum o întrebare cinstită, pe direct. De ce mai vreți o dată primar? Așa cum ați menționat și dumneavoastră, în administrație sunt implicat și nu numai de când sunt primarul comunii Preotești, sunt implicat de când am absolvit școala militară de ofițeri activi de pompieri. Sunt absolvent al școlii militare de ofițeri activi Nicolae Bălcescu Sibiu, arma pompieri. Am lucrat ca pompier activ timp de 27 de ani. Nu mi-a plăcut, deci activitatea pompierilor este împărțită în două. Operativ și partea de inspecție, de prevenire. Nu mi-a plăcut cea de inspecție, de prevenire. Am lucrat numai pe funcții operative. Am fost comandant la Bacău, am fost după aia în județul Suceava, la Câmpul Moldovenesc, Fălticeni și după aia în statul major la Suceava. Deci toată activitatea aia, ca și comandant, am fost implicat mult în administrația specifică Ministerului de Interne. Așa că, după aia revenim la Comuna Preotești, am lucrat la Câmpul Moldovenesc, o companie mică, la nivelul celorlalte companii de pompieri din țară, trei ori la rând, am participat la concursul Cazarma noastră, Casa noastră și am luat locul 1 la nivel național din 114 subunități de pompieri. Acolo, la Câmpul Moldovenesc, undeva, într-un panou, este cupa transmisibilă Cazarma noastră, Casa noastră, obținută de către comandantul Ion Vasiliu la vremea aia cu pompierii din Câmpul Moldovenesc. Deci am fost implicat în administrație. M-am reîntors în comuna natală și în 2012 am fost ales primarul comunei Preotești. După ce în prealabil, timp de 4 ani, am fost din comuna Preotești singurul candidat independent la funcția de consilier local care am fost ales de către locuitorii comunei Preotești. S-a fost și o surpriză atunci pe vremea respectivă. Da. O mare surpriză, într-adevăr. Da. Așa este. Bun, primar, 2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024.
De ce și 2024-2028? Va mai rămas ceva de făcut? Că militarul e militar, adică el nu lasă lucrurile în urmă. Și am văzut că și aici e ca un cazan, un lucru treptos, nu mișcă unul. Se muncește. Se muncește. Drept și dacă nu este organizare, nu este disciplină, munca nu are eficiență. Nu sunt rezultate, corect. De ce mai vreau să fiu încă o dată primarul comunii, realist primarul comunii Preotești? Am în implementare 5 mari proiecte. Și parcă Dumnezeu și faptele le așează. Astăzi, înainte de a mă întâlni cu dumneavoastră, am primit o veste care mi-o doream de mult. Joi, la ora 9:30, împreună cu domnul primar de la Vadul Moldovei, Bogdana Marie, vom fi la Ministerul Dezvoltării, semnăm contractul pentru rețeaua inteligentă de gaze naturale în comunele Preotești și Vadul Moldovei. Spun Preotești, chiar dacă Vadul Moldovei este lider de proiect, Da. Acolo este magistrala, asta a fost și sensul că Vadul Moldovei este lider de proiect, pentru 1.003 miliarde valoarea totală a proiectului. Wow. 1.003 miliarde. 1.003 miliarde. Da. Asta este valoarea pentru care noi ne deplasăm luni și semnăm contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Joi, ai spus. Joi, la ora 9:30, semnăm contractul la București. Ăsta ar fi unul. Un proiect. Al doilea. Zic eu, poate mai important ca și percepție pentru populația comunei, proiectul Angel Saligny, modernizare drumuri de interes local în comuna Preotești. 9.520 de metri de drumuri, asta înseamnă aproximativ 10 km, care se vor moderniza prin betonare în satele din comuna Preotești. Sunt 15 tronsoane din satele Arghira, Basarabi, Preotești, Huș și Leucușești. Viziunea mea, ca și primar, am luat-o din centru către periferiile localităților. Cu implementarea acestui proiect, să zicem, în totalitate, două sate vor fi betonate. Drumurile vor fi modernizate, dar oricum vor ajunge undeva la două treimi. Două treimi. Veți mai avea de modernizat în comună? Comună. Am înțeles. Trei. Avem două proiecte pentru eficientizarea și modernizarea iluminatului public, depuse prin Agenția Fondului de Mediu. Din păcate, aici am avut un pic ghinion, au fost înscrise două societăți, una din Cluj-Elbi și una din județul Dâmbovița, din Târgoviște. Firma din Dâmbovița a depus contestație, că altfel eram acum în lucru cu modernizarea iluminatului public la nivel de comună. Deci sunt două proiecte, de noi acum avem la nivelul comunii un iluminat public funcțional. Avem aproximativ 1200 de lămpi pe stâlpii de rețea electrică din comună, dar sunt lămpi dar la mai vechi, mai consumatoare de curent. Da. Și cu niște corpuri de iluminat atipice care ne dă bătăi de cap, sard foarte repede. Dar oricum, în acest an, oricum contestația și a fost făcut la nivel național, deci probabil într-o lună de zile se va rezolva și se va implementa și acest proiect. Celălalt proiect, deci aici sunt două, deci două, patru, și mai avem acum un proiect care este deja în derulare, prin PNRR, Programul Național de Reziliență și Redresare și Reziliență, deci fonduri europene, dotare cu mobilier și îmbunătățirea bazei tehnico-materiale necesare procesului de educație la școala gimnazială Preotești cu structurile din comună în valoare de 20 de miliarde de lei. Deci deja au început achiziția pe partea de IT
cu table interactive, cu videoproiectoare și așa mai departe, și stabilit deja achiziția și pe partea de mobilier, o societate din Suceava, până la începutul anului școlar. Deci toate cele patru structuri școlare la nivel de comună vor avea o bază tehnico-materială. Deja este, dar vom termina practic modernizarea bazei de învățământ la nivelul structurilor de învățământ din Comuna Preotești. Întrebare. După care trec la alea rele. Sunteți mulțumit de ce ați făcut până acum? Aș fi ipocrit să spun că totul este perfect. Oricând este loc de mai bine, se putea face mai mult, dar Comuna Preotești are un statut aparte. Este o comună cu statut social foarte puternic. Nevoile oamenilor sunt mari. La nivel de comună, abia acum, în perioada asta, încep să apară investitori. Nu avem decât mici societăți comerciale pe comerț. Deci nu avem investitori care să aducă plus valoare. A fost aici, la Preotești, fabrica de mobile, îi spuneam noi Orgoaia, deci Promobila, dar a mutat-o în Fălticeni, atunci, la vremea respectivă, nu era forță de muncă. Acum, curios faptul că 80% din forța de muncă de la Promobila, care este la Fălticeni, este din Preotești. Dar așa au considerat atunci investitorul, s-o mute la Fălticeni. Comuna Preotești a spus că are, deci, populația în jur de 7200 de locuitori, o suprafață de vreo 7000 de hectare. Locuitorul și hectare. Avem 118 km de drumuri comunale, agricole și forestiere. Aveți treabă. Aveți treabă. Și cum faceți? Cum vă veți descurca? Sunt create condițiile. Am dezvoltat mult serviciile publice. Când am intrat primar în 2012, în dotarea parcului auto, era un Fiat care este și acum în curte, cum era înainte, Papucul ăla. Așa cu astea. Și un buldoi excavator. Bun buldoi excavator. Mașina de pompieri o avem și acum. Asta era parcul auto atunci la nivelul. Acum avem două buldoi excavatoare și dacă ne deplasăm în comună, le găsim acum în activitate. La treabă, da. Avem autogreder, avem autobasculantă, capacitate mare de 32 de tone, mai avem două autocamioane de capacitate mai mică cu care putem să ne mișcăm în astea. Deci avem o auto-utilitară cu care deplasăm personalul la diverse activități. Avem două autospeciale pentru salubrizare și avem autobuzul școlar care iarăși la fel a venit prin fonduri guvernamentale. Da, ați văzut ce zice opoziția, nu? Nu prea mulțumit. Am fost zile trecute la dumneavoastră și arătau pe aici, chiar aici aproape, nu? După geamul, acolo, da, acolo la am filmat, la Căminul Cultural din satul Preotești. E gard în gard, gard. De ce l-ați lăsat așa în paragină? Este singura clădire care urmează să fie reamenajată și modernizată. La nivelul Comunei Preotești avem două cămini culturale. Căminul cultural din satul Preotești, căminul cultural din satul Basarabi, satul meu natal. Așa. Ăsta este ăla din Preotești, da, de care ziceam noi. Am înțeles. Prin comparație, putem merge să vă prezentăm căminul cultural din Basarabi. Am accesat fonduri europene și am reamenajat și modernizat la standarde de calitate contemporane căminul, așezământul cultural din satul Basarabi. Și practic acolo am pus la dispoziție în perioada campaniei electorale Partidul Național Liberal locația să-și desfășoare activitățile. Deci doar să ne informeze și el primea. Acolo au făcut
sediu de campanie acolo. Deci eu am avut sediu de campanie în mediul privat. Dar pentru dânsi am dat acolo locație. Da. Acolo. Acolo care e realizat într-adevăr țiplă. Și putem merge. Recepționat în anul 2022, Căminul Cultural din Basarab. Mandatul ăsta de care vorbim noi de la dumneavoastră. Deci avem studiu de fezabilitate. Da. Am depus documentația pe POR, dar datorită pentru reabilitare termică și eficiență energetică, suprafața fiind mai mare, deci nu am intrat la finanțare. Atunci, pe fonduri europene, am ales între Căminul Cultural de la Preotești și Căminul Cultural de la Basarabi. Ăla, dacă nu investeam în el, se dărâma. Era o clădire. Acolo am învățat eu când prima, în clasa întâia, acolo am fost eu elev. Da, cu astea. Deci trebuia ăla ca și prioritate față de că. Sigur, vom reuși în acest mandat. Trebuie să găsim sursa de finanțare pentru Căminul. La școala din Leucușești, datorită unui constructor, s-au întârziat un pic lucrările de amenajare a curții interioare. Acolo am făcut o divizare, unde ați fost dumneavoastră, pentru a amenaja acolo un parc și nu un loc de joacă pentru copii. Locul de joacă pentru copii va fi realizat în curtea școlii gimnaziale Leucușești. Din păcate, am pus acolo, am amplasat 5 bănci, provizoriu, până ce mergem să amenajăm curtea școlii ca să facem definitiv și parcul de acolo. N-am fost atenți. În, să zicem, 4 luni, băncile alea... Au dispărut? Nu, au distrus. Ba o șipcă, ba una, ba alta. Le-am ridicat de acolo și urmează ca să realizăm un parc pentru, să zicem, 10 persoane, cam așa ar fi acolo. Deci nu va fi acolo loc de joacă pentru copii. A fost un loc de joacă care realizat de vreo 10 ani în urmă, nu 10 ani, nu eram în primar, de fostul primar, prezenta pericol, nu era avizat și l-am îndepărtat. Am înțeles. Și referitor la căminile culturale, deci căminile culturale, în primul rând, sunt pentru activități culturale, recreative, nu pentru, și pentru petreceri. Dar nu, cum spunea domnul Mihailă, pentru petreceri. Bune și petreceri, domnul primar. Sunt bune, sunt bune. Dar, de exemplu, am amenajat aici, la Căminul Cultural din Preotești, am organizat tradițiile și obiceiurile la sfârșitul anului de sărbători. Aveți o problemă cu petrecerile. Nu prea lăsați pe oameni la distracții. Mai mult pe muncă, așa. Țineți ce înseamnă militarul. Întâi vedem și după aia mai... Sunt cam zgârcit cu fondurile care vin de la bugetul local pentru... Într-adevăr, organizăm. Am stabilit ziua comunei de Rusalii, dar am organizat doar activități modice. Întregi sportivi, între tinerii din sate, cu Preotești la fotbal, cum ar veni... Astea. Dar n-am reușit încă să am curajul să organizez zilele comune cu invitare de artiști de astea. Știți prea bine că cel puțin 100.000 de lei... E niște bani aici care trebuie băgați. Care efectiv nu mi-am permis să-i rup din altă parte. Când am intrat în anul 2012 primar, era realizat în comună rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de depurare. Ambele erau în conservare. În anul 2012, la cât erau de făcut, nu mi-am găsit timp să mă ocup de apă și de canal. Abia în anul 2013, că eu am intrat în iulie 2012. Da. Surprize mari. Prima dată am dat drumul la apă. Realizată prin fonduri guvernamentale, o realizare mare a fostului primar. Deci nu aduc critici. Dar nu am înțeles nici acum de ce o ținut-o în conservare. Spunea că nu are canalizare. Nu, ăsta a fost motivul. Realizat în 2008, recepționat în 2009. La rece și nu la cald. Când am dat drumul în 2013, fântâna artezienă în toată comuna. Bubuia peste tot. Să vin acum să-mi spună un locuitor al comunei Preotești,
Dacă atunci, la vremea respectivă, erau racorduri făcute, dar fără ca să curgă apa la robinetul lui din casă. Dacă era un cetățean care să curg, să aibă apă la robinet de pe rețea, realizat în 2008. Am cheltuit mulți bani, am reparat-o și am autorizat rețeaua de alimentare cu apă. Acum, să zicem, proporții de 50% satul Arghira, rețeaua de alimentare cu apă. Satul Basarabi, 100%. Deci tot satul Basarabi este alimentat la rețeaua de alimentare cu apă. Satul Preotești, tot așa, am un procent de 40%, că mai sunt două zone în care nu. Satul Huș, parțial. Urmează în acest an, deci practic toate cele patru sate, e vorba de satul Huș, satul Basarabi, Preotești și Arghira, vor fi conectate la rețeaua de alimentare cu apă. Rețeaua de canalizare, stația de depurare. În 2014 am reușit să reparăm și să intre în funcțiune. Ce s-a făcut în 2008? Da. Nu. Rețeaua de canalizare și stația de depurare au fost printr-un proiect integrat pe fonduri europene, singurul care a fost înainte de a fi eu primar. Deci achiziții buldo-excavator, grădiniță în satul Preotești, rețea de canalizare și stație de depurare și modernizare prin betonare a 1,5 km de drumuri. Tot așa, în 2011 recepționată, în conservare. Dar ceea ce a fost supărător, s-au acordat mulți la canalizare fără ca să aibă apă, doar apă din surse proprii. Toată rețeaua de canalizare era colmatată. Bun. Sunt 10 spauri care... spaurile, deci prin contrapantă, da? Pompele care se ascund așa. Am aflat toate, ce înseamnă spaurile. Toate cele 10 spauri, colmatate. Deci cu două pompe trifazice la fiecare, arse. Undeva la Sfântul Gheorghe le-am reparat, rebobinat, undeva la vremea respectivă, vreo 400 de milioane de lei bani vechi cu astea. Deci au fost greutăți. Acum, rețeaua de alimentare cu apă în funcțiune, rețeaua de canalizare în funcțiune, stația de depurare verificată lunar de către SGA, Garda de Mediu, la parametri normali, e una dintre cele mai funcționale din județ, zicem noi. Felicitări, domnul primar! Înseamnă că mai aveți un pic de treabă și în 2024-2028, zic eu, nu? Avem cele 5 proiecte. Continuăm cu rețeaua de alimentare cu apă. Din bugetul local realizăm aleile pietonale. Așa. Tot din bugetul local și vă mulțumesc pentru ajutorul care mi l-ați dat. A fost stațiile critic, de autobuz. Stațiile de autobuz. Ce frumos arată acum. Dar am zis că dacă facem ceva gospodăresc și nu o anumită improvizație. V-am apreciat. Am făcut un material atunci de v-am criticat. Am făcut și după aia să arăt când adevăr să frumoase. Nu știu cât de practici, bănuiesc că... Am reabilitat. Că de asta că se spune că despre primarul Vasileu că nu au făcut nimic la nivelul de comun, la nivel de comună. În 2012, revin totuși la primul mandat al meu, să comparați lucrurile. Nicio structură școlară din comună nu era cu grup sanitar în interior. Am improvizat în 2012 la școala din Preotești, Huș și Arghira, niște grupuri sanitare cu acces din interior, dar improvizate, nu cu astea. Am reabilitat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Școala gimnazială din satul Preotești este o structură școlară deosebită. Am recepționat-o în 2019. Școala gimnazială din satul Arghira, la fel tot prin PNDL, arată superb. Cu astea în anul 2018. În 2017, cu fonduri la Banca Mondială, proiect la care fostul primar a obținut finanțarea, dar eu am luat-o de la săpături. Deci, practic, în 2012 s-a sfințit locul de către fostul contracandidat al meu. S-a sfințit locul, eu după aia am devenit primar și am făcut-o. Deci, în 2017 am recepționat.
sediul primăriei în care arată, ne aflăm. Arată frumos, trebuie să nu l-am recepționat încă. Funcționăm fără ca mai avem în partea auto de garaj un pic. Modernizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Școala gimnazială din satul Leucușești, domnul Mihailă, cam de 5 ori a pronunțat și a pronunțat Leucușești. Deci este satul Leucușești. Asta este denumirea corectă a satului, unde ați fost și dumneavoastră. Nu am recepționat acolo, tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, urmează până la începutul anului școlar să fie terminat. Deci singura clădire care a rămas de reabilitat... Căminul. La Huș. Ați fost acolo. Am fost acolo. O misiune a mea, când am dărâmat cei patru pereți de acolo din spatele școlii. Este grup sanitar în interior și domnul Mihailă trebuia să spună lucrul ăsta. Este? N-am este grup este. Sanitar în interior. Arată frumos ăla de exterior așa, puteți să faceți o expoziție acolo, un muzeu. Să vedeți, asta e muzeu aici rămâne. Deci nici nu v-ați dat jos. Nu. Păi, nu? Păi aia e. O scăpare. Am scăpare înțeles. Și apropo de ceea ce a spus dumneavoastră, că mai sunt multe lucruri de făcut. Da, acolo, dar... Ce se întâmplă? Mi-a fost viceprimar 4 ani. De sincer, la 28 de ani, am avut încredere în el, l-am luat în echipa mea, primului loc de muncă, primăria Preotești, și eu am sperat atunci că vom crește împreună. Și după care chiar îl sprijineam să rămână primar în locul meu. Îl sprijineam cu totul. Păi după primele luni, deja o visat altceva. Ce? Să-mi ia locul. Ce? Și practic n-aș vrea să-mi aduc aminte ultimii 2 ani în care de viceprimar al domnului Mihailă și activitatea mea împreună cu el. Nu ne-am înțeles în ultimii. Probabil și-a candidat în 2016 a devenit viceprimar. În 2020 a candidat ca viceprimar pe listă, adică așa, a pierdut alegerile, acum candidează ca și primar. Îi doresc succes. La fel îmi doresc și mie. Domnul primar, și eu vă doresc succes. Mai vreți să spuneți ceva? Că dacă vreți să spuneți acum, după aia mai vin eu la dumneavoastră numai cu toporiș ca pe aici. În activitatea mea de pompieri, ca și comandant, am avut multe situații de risc. Multe situații de risc. 3 situații limite când eu trebuia să-mi pierd viața. De la un incendiu, mi-aduc aminte și ne-am mai întâlnit de câteva ori, mi-a salvat viața un comandant de grupă, sergent Sebeștin Zoltan, îi spunea, era din județul Arghita. Deci, mi-asum ceea ce fac, dar nu sunt un laș, nu fug de confruntări, nu fug de adevăr, dar totul până la o anumită limită. Ceea ce se întâmplă acum în Comuna Preotești nu ar trebui să se întâmple. Și pe mine mă doare. Deci de ce să vină cineva din exterior să arăt eu ce este urât sau ce este ne la locul lui în comună? De ce nu împreună cu cel care trebuie să facă frumos locul ăla să nu-l facem? Deci a aruncat cu noroi în munca comunității. Niciodată nu o să fac lucrul ăsta. Respect comuna, cum zic eu, avem o comună deosebită și doar prin unitate, prin zicem, colaborare putem să facem comuna mai frumoasă. De a ne învinui unul pe altul, de a ne jigni și de a ne arăta ce avem urât în noi, nu putem merge înainte. Am înțeles. Domnul primar, mulțumesc frumos, să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți o succes în campanie. Dragii mei, acesta este domnul Ion Vasiliu. Vă iau la valiera, dacă mai, nu mai, nu, că nu vă mai las spune nimic, că deja intrăm. Domnul Vasiliu va avea o misiune foarte importantă din punctul meu de vedere. Ăla de acolo, îl vezi, Daniela, de după perdea, uite la aici, ăsta. Pe ăla trebuie să-l facă, ție plăte să-l fac, altfel voi fi supărat pe ea. Deocamdată nu pot decât să-l felicit pentru munca pe care a depus-o. Doamnelor, domnilor, 9 iunie, e momentul dumneavoastră. Cu ștampiluța știți ce aveți de făcut, nu trebuie să vă spun eu, știți mai bine.
Eu l-am lăsat pe domnul Vasiliu să-și pună punctul de vedere și mulțumesc că astăzi a făcut-o. Domniile voastre, comentariile sunt obligatorii. Un share, un like, nici nu mai zic. Iar un subscribe pe canalul de YouTube este obligatoriu. Până la o nouă revedere, susținimile.